Vă place un joc în care trebuie să faci curățenie? Iisuse Hristoase, cred că nu o să vă înțeleg niciodată. Niciodată. În viața mea nu cred că o să vă pot înțelege. Dar, hai să facem curățenie atunci. Hai să apăsăm acilia, să luăm încă o căldare de asta. Și asta e curată. Bă, da! Poți să dai volumul de la drăcovinia asta un pic mai încet? Cântă atât de tare... Încât bârie, se mișcă, uite-te la el! Bă! Ok, cum? Stop! Shit, stai! Stop! Stop! Wait! Cred că am făcut-o. Cred că am făcut... Dude, l-am dat mai încet! Yes! De când voiam chestia asta? Bun, acum te pot lăsa, uite, acilea să cânți pentru mine, baby. Shit, stai așa că... Nu. Perfect. Nu pentru că acilea e murdar de sânge, dar te-am pus acolo unde nu e murdar de sânge. Bă, eu nu înțeleg puțin jocul ăsta, adică trebuie să fac curat aici, dar dacă cumva pun în foc cadouri și chestii, nu cumva mă penalizează, nu? Adică dacă nu m-ar penaliza, știi, aș pune tot ce e pe aici și ala gunoi. Sunt sigur că nimeni nu mai are nevoie de cadourile alea. Ei, what the fuck? Dude, mi-e teamă. Oh my fucking god. Oh my fucking god, dude. Mai mulți elfi morți. Ok, cu grijă să nu cumva să murdă... Oh, no. Am zis cu grijă că nu cumva să murdăresc locul pe aici și dar, băi, bănuiesc că e prea târziu. Nu pot să cred că s-a spart podeaua și erau elfi morți acolo. Uite și tu ce am făcut aici, numai sânge. Adică... Știi ce, acum că mă gândesc eu mai bine, cred că ar fi trebuit să vin cu, da, cu aia, mă, de chestii și să, da, cu aia de gunoi, mă, și să pun toate corpurile astea moarte. Și cred că trebuie să iau și scândurile să le duc să le ard, mă, că... Merge? Hai, cred că o să meargă. Sper că n-am, oh my fucking god, ce aici, ok. Un elf mititel, doi elf mititei. 3 elf mititei, 4 elf mititei, de fapt cred că sunt vreo 2 jumate până acum, 2 și 3 sferturi. Frate, te-am luat, vino încoace, treci și tu acolo, și tu, și tu. Mă întreb ce se întâmplă dacă... Ala, pare nimic. Ia să ia... Oh, fuck. Fuck. Ok, am făcut mai multă mizerie decât speram. Așa. Mai am urme lăsate pe aici. Am aici 2 urme lăsate. Aici este foarte mult sânge pe jos. Stai să mai moi asta. Frate, totul mergea bine până când am dat de locul. Oh my fucking god. De asta mai era unul, a căzut peste cadouri. Treci acolo. Fuck, uite ce baltă de sânge e aici. Trebuie să stau să curăț asta acum. Cred că e ok, nu? Shit. Fuck. Oh my fucking god, dude. Câte urme mai las? Dude. Ok. Bun, toate urmele sunt curățate. Stai așa că văd... Cred că stai... Da, e un glonț. Asta îl punem aici. Și punem și asta. Și cred că asta e tot aici. Bun, hai să revenim acolo și sus unde eram. Pentru că și... Shit. Pentru că și aici sunt o grămadă... Oh my fucking god, am făcut o mare prostie. Am murdărit și mai tare. Oh my god! Oh my fucking god, dude. Oh, fof, de ce e treaba mea atât de grea? De ce sunt singur aici? Știi ce? Jocul ăsta mergea jucat și în doi, cred. Cred că ar fi trebuit să iau pe cineva cu mine să curățăm împreună, pentru că... Uite și tu câtă mizerie, e prea mult să curețe un singur! Nu pot să mă pun în third person pe aici?
Huh, working and cleaning out the horrific aftermath of Mr. Klaus' unfortunate breakdown. Oh, shit, dude. Stai, cum închid asta? Deschisese mai aia de say, aparent, de asta nu puteam să... Oh, nu, asta e urmă, cumva. Ok, cred că aia era urmă. Bun, și să revenim aici și unde și aici și sunt foarte, foarte multe de astea de sânge. Bun, trebuie să mă duc să înmoi asta. Ia să iau eu gâleata cu mine sus, da, să nu cumva s-o vărs cu mare, mare grijă și o voi lăsa acolo. Perfect. Și ia să vedem. Bă, scândurile alea sunt foarte enervante pentru că... Ce Dumnezeu s-a spart? Au, un glob. Așa, păc. Și cred că asta e tot. Trebuie să mai scutur mopul în găleată, mai curăț și de pe aici niște sânge, mai sunt și aici niște elfi morți. Frate, câți elfi morți sunt pe aici? Cum de-a putut Moș Crăciun să moare atâția elfi? Nu și-au dat seama ce se întâmplă și să încerce să-l oprească? Se pare că n-au luptat deloc, cumva... Au înțeles că e vremea lor să... Oh my fucking god, mai e unul și aici. Au înțeles că e vremea lor să moară și pur și... Știi ce? Nu, stai acolo. No, pa. Trebuie să arunc găleata. Fii antenă, cred că o să fac o mare prostie. Fuck, nu pot... Fuck. Oh! Este întreg totul, e ok! A căzut în picioare găleata! Bun, ce voiam de aici? Voiam, uite, asta. De ce? Ca să mă duc acolo și sus și să încep să culeg toate bucățile alea de E. E ceva înăuntru? Oh, sunt niște bucăți de elfi, ok. Cu grijă, perfect. Acum, trebuie să mai pun încă unul. De ce întorc capul așa? Nu-i ca și cum o să pot vedea. Fuck, l-am scăpat pe jos. Oh my fucking god, deci aiurea e cu camera, știi că nu vezi, e aiurea și ai impresia asta că trebuie să-ți dai capul cumva ca să vezi. Intră mă acolo. Oh fuck. Intră acolo. Perfect. În afară de asta, mai am pe aici și au o jumătate de... Uite cum nu-l văd, uite cât de jos e. De asemenea, mai am și microfonul în fața mea care nu mă prea ajută. În afară de asta, cred că vreau să iau asta. Da, nu știu. Scânduri stupide. Fucking hell. Șterge-o de aici. Șterge-o de aici scândură. Așa. Și tu. Și tu cealaltă scândură. Bun. Cred că în sfârșit e mai ok. Stai să încercăm să-l punem și pe ăsta așa. Și cred că... Wow. Te rog, nu. Oh my fucking god, ce zgomot infernal, elfi morți acolo. Treci acolo la gunoi, mai avem nevoie de o găleată, de o cutie de asta. Va trebui să curăț și urmele de sânge de acolo, dar să știi că acolo parcă nu e atât de mult de curățat, știi? Este așa să curăț, nu spunem că nu o să mai las urme, ok. Să curăț astea de sânge de pe aici. Aici pare să fie curat. Acolo cred că nu e urmă de sânge? Oh, what the fuck is this? Uite cum face lumina de la ea. Uite de la asta, dude, holy shit. Ok, hai să te punem aici. De măta de... Uite de iar cum se reflectă din cadouri, dude, holy fuck. Oh, fuck! Shit! Tot ce voiam... Era să... Fuck. Oh, fuck, am călcat înăuntru. Era să, știi tu, văd și eu ceva. Dai, un pic mai tare. Perfect. Uite, acum e mai uman, frate. Da, și o melodie foarte antrenantă. O melodie foarte antrenantă. Stai așa să pun și lemnele astea la arsacilea. Și cadou, de ce nu, dacă tot l-am luat. Nu uitați, oameni buni, să lăsați și voi un like acestui minunat episod și vă spuneți părerea despre acest minunat video, dacă aveți o părere. Să o lăsați acolo și în comentarii. Pe aici și aia erau urme de cenușe sau ceva. Scaunul ăsta ar trebui întors așa și ăsta ar trebui pus pe undeva pe acolo. Cred că...
Cred că armele ar trebui lăsate unde sunt ele sau... Ăsta nu-mi place, ăsta merge la gunoi. De asemenea, ăsta e un glo... Fuck. Ok, ok, fii antenă cum se întoarce, da? Nu mă așteptam ca asta să meargă! Ok! Ok, dude, a funcționat... Fuck. Fuck! Ok, dude, a funcționat. Hai să luăm toate gloanțele astea să le punem aici. De unde au apărut toate? Cu grijă, cu grijă mare pe lângă el, pentru că nu vreau să fac o mare, mare greșeală și să răstorn toate... Oh, asta e aia, da, ok. Hai să știi care... un model frumos, să-i spunem. Un pattern frumușel. Mă întreb dacă... chestiile astea, name tag-urile astea ale elfi... What the fuck? Ok, sper să nu facă mizerie. Să nu facă mizerie. Oh, ok, nice. Da, aparent am lăsat mai multe urme pe aici. Deși nu voiam asta. Ei, iar am găsit un glonț. Hai să-l punem și pe ăsta aici. De asemenea, era o pată de sânge acolo și-a bullshit-ul ăsta, mititel. Și aici mai este niște sânge. Bun. Acum. Shit. Acum. Serios. Ce-i cu cadou ăsta mare? Hai să-l lăsăm totuși acolo. Cred că aici nu mai e nimic. Cred că totul e ok. Sunt niște chestii pe care scrie ceva. Oh, Mr. Santa. I was good this year, so I want a pony bike and a new clarinet tool. Ok. Tu ce zici? My parents say I was good so I could write to you and ask for stuff. So I want a new super turbo jet racer car with all the extras. Also, I want lots of chocolates and the iPad 8. Ah, ok. Iar pe ăsta ce scrie? I don't want any more stupid books again. You must give me the new ultra mega water blaster assault cannon and I want the big XX5 one so... It will be bigger than Kenny's one. I'm gonna fill it with acid from my daddy's shop and spray down Mrs. Crowtwitch's car. That teach her for calling the cops again. Now hurry up. Steven, what the fuck, dude? Zice de acid? Like, literalmente acid? Îmi place cum vezi prin ea. Holy shit. E așa de ciudat. Ok. Bun, ceva îmi spune că armele astea sunt foarte periculoase și vor trebui puse aici. Da. Foarte periculoase. Pam, 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 pam. Știți că sunt doamnele alea care apar la televizor și spun că jocurile violente ne instigă la violență. Cum se face că în bâlci vezi atâtea AK-uri și pistoale de vânzare, dude? Așa. Da, asta e una din chestiile astea deranjante și cineva se plânge de ceva, dar nu vede poza mai mare cum ar veni. Există probleme mult mai mari decât șocurile video. Plus că nu este nicio dovadă științifică, deci. O să punem asta... Fuck, ok, o să lăsăm și TNT-ul acolo. Mă întreb dacă pot să iau... Nu? Ok. Nu, lumina, voiam să iau lumina. Opa, am mai găsit un revolver și tu mergi la gunoi. Da, scaunele astea de ce sunt toate dărmate? Nu cumva le-am luat eu și le-am pus la locul lor la un moment dat, pentru că parcă nu e așa. Ok, oh fucking hell, mai multe arme, mai multe gloanțe. Dar să știți că locul ăsta... What the fuck? Stai că încă mai e o urmă. What the fuck? Ok, și tu, la gunoi. Era ceva albastru pe acolo, nu știu de la ce, dar... Oh fucking hell, grozav, mai multe urme. Să încerc să nu-l... lovesc de toți pereții pe domnul elf pentru că nu vreau să stau să mai curăț după. Cum de am ratat asta, frate? Cum de am ratat elful ăla mort de acolo? Cumva n-am fost pe aici? Sau poate... Poate am... Da, am șters doar sângele de pe jos, dar apoi am uitat să mai iau elful. Nu știu dacă erau mai mulți. S-ar putea să fi fost mai mulți. Nu știu, frate, asta a fost în primul episod, iar ăsta este al treilea. Bun, 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 bun. Aș fi putut să iau o cutie de aia și să iau... Fuck, iar e urmă de sânge acolo. Și să... ce spuneam? Și să iau toate părțile corpului. Oh, am mai găsit-o.
chestii, un picior. Damn, frate, damn, nebunesc aici, jur. Asta trebuie curățat aici, asta trebuie luat, este așa că am mai lăsat-o, wow, mamă, ce urmă chiar. Ce-i asta? What the fuck? Oh, ce șmecher! Pot să dau cu mătura! Ha! Iti! Da, asta durează prea mult. Acum am luat o mătură. Ha! Nu știu... Ha! O lumânare. Shit, am crezut că o să se aprindă dacă o pun puțin în foc. Da, aparent... dar nu știu... Asta e încă aici. Ok, ia să vedem. Asta... Uite, bă, da, pe 4 e o mătură. Și uite, pot să fac gen asta. Poc. Poc. Și asta durează incredibil de mult, dar... Ha. Să știi că merge. Oh, fuck. Mătură, dacă ai vrea să mături pe aici, deși nu cred. Bun, da, mizerie e mai mult de curățat cu mop-ul. Fuck. Poc. Frate, câte gloanțe ai băgat în elful ăla? Doamne sfinte, iartă-mă, frate. Ajungea un glonț, nu? De fapt, dacă e shotgun... Ah, da, ăla trage cu mai multe gloanțe, nu? Hopa. Și tu la foc. Și mai multe arme. Am zis că scap de armele astea foarte, foarte periculoase. Deci o să băgăm mai acolo și mașeta. Ok, asta chiar e periculoasă. Asta chiar nu înțeleg de ce era la îndemâna moșului. Am găsit și un name tag de la un elf și ăsta merge aici. Bă, să știi că cred că, în afară de episodul ăsta, cred că în încă un episod totul e ok. Sticla asta cred că n-ar trebui să stea pe aici. Și mai este o sticlă aici. În afară de asta, un scaun e așa, bun, niște cadouri care bănuiesc că aș putea să le las pe acolo, adică, stai acolo, stai și tu acolo, așa, și niște jucării pe care le pot lăsa pe aici, nu știu dacă treaba mea e doar să curăț sau să și aranjez cadourile astea la loc, da, atâta, fac, atâta timp cât stă, shit, atâta timp cât stă, atâta timp cât stă. Hei, alea stau. Oh my fucking god, mai multe arme. Uite-te la asta, frate. E un Mach 10 cu un fel de cuțit și de asemenea e extraterestru. Fuck, man. Ok. Mă întreb dacă... Shit. Shit. No, fuck. Oh, fuck. Ok, stai acolo. Așa, și tu acolo. Mă întreb dacă astea le pot... nu? Îndrepta. Wow! Și acum vine partea în care trebuie să duc o grămadă de bucăți de lemn, nu-i așa? Mi-aduc aminte de toate... Oh, și de beton, fuck. Mi-aduc aminte de toate bucățile astea. Hai să luăm o cutie de asta. Disposal bin. Și să o umplem cu... Ok, asta e prea mare. Cu chestii mai mici. Aparent... Fuck. Stai așa că am o idee. O întorc. Așa, perfect. După care... Yes! A funcționat, dude! Shit, ok, și asta, și bucățica asta, și bucățica asta, cred că o să mai încap acolo. Stai mă acolo. Aproape. Stai și tu. Și un name tag, mititel. Perfect. Acum, măcar name tag-ul a sărit tot acolo. Acum o să le băgăm acelea la gunoi. Iar astea cred că au început să fie prea mari ca să mai fie luate cu disposal bin-ul. Cred că va trebui să le luăm bucată cu bucată. Nu am picioare, frate? Holy fuck. Nu am picioare, ok. O să iau și asta. Și cred că lucrurile merg foarte bine. What the fuck, e o urmă aici? Da, cred că lucrurile merg chiar extrem de foarte bine. Hai să punem cadourile astea la loc. Bănuiesc că pot să fac, uite, asta așa. Eu mă întreb o chestie. Cum, Dumnezeule mare, intri în camera asta dacă aici așa... Oh, cred că aici era o ușă. Deși pe partea asta nu prea se pare că ar fi fost o ușă. Mă întreb ce se întâmplă dacă...
Nu știu la ce m-am așteptat. Poate dacă îl lovesc cu asta, ia, stai, nu. Na, ok, nici asta nu merge. Oh, shit. Încercam și eu, frate, voiam să văd dacă pot să mai strig din zid. Dar da, e posibil ca acolo să fi fost o ușă, da, pentru că unele... da, uite, asta chiar... Uite, deci asta nu e din perete, se vede că e de la ușă sau ceva. Deci da, acolo era o ușă care a fost spartă și... așa, mai multe bucăți. Frate, ce mă nervează că sunt un infinit de bucățele de chestii. De asemenea, toate... Ăla-i sânge? Oh my fucking god, ăla-i sânge. Shit. Ok. Cred că ăsta e tot sângele de pe aici, nu? Da, că... Deci zidul ăsta s-a transformat într-un infinit de bucăți, frate. Ziduri, lemne, fucking hell, dă-mi în cap, dude. E prea mult. Prea mult. La naiba. Pur și simplu la naiba. Pur și simplu. Așa. Și așa. Și shit. Și așa. Dar. Bun, lucrurile par să meargă foarte, foarte bine. Și repet, cred că pentru data viitoare vom reuși să facem curățenie complet în camera asta și în... Mă rog, în camera asta nu mai e cine știe ce de curățat. Am mai găsit încă o mătură. Întreb ce e cu cadoul ăsta. Hai să-l lăsăm acolo. Dar, doamne, sticlele astea bănuiesc că n-ar trebui să fie aici, nu? Scrisoare de la Moș Crăciun. Stai, că sunt alea... astea nu de la Moș Crăciun, de la copii pentru Moș Crăciun. Astea sunt final notice, ceva, se plâng elfii că nu-ți plătiți sau cine știe. Aia avea încă lichior în ea de a bubuit așa și... A alimentat focul? Poate. Ia stai așa să o iau pe asta și să o arunc. Asta pare cam goală, da? Fii antenat. Wait. E sânge acolo în spate. Ok, sper că l-am curățat. De asemenea, cred că ar fi momentul să fac asta. Că am mai curățat sânge de pe aici, de pe acolo. Asta e un cocktail. Fuck. Asta e un cocktail Molotov. Frate, mă întreb. Oh my fucking god, dude. Era un cocktail Molotov. De asemenea, am dat peste găleata cu... Da. Am dat peste găleata cu sânge și acum e și mai mult sânge pe acolo. De asemenea, aici mai este sânge. Oh, nu, iar o grămadă de shotgun shells și sânge pe perete. Fuck. Știți ce? Cred că voi pune capăt acestui minunat episod aici. Nu uitați, oameni buni, să lăsați și voi un like pentru... Frate, aia era o bucățică! What the fuck? Era o bucățică aia, ați văzut? Era o bucățică mică. Mamă, ce s-a murdărit ăsta. O bucățică mică de sticlă. Și a bubuit ca și cum era un cocktail Molotov întreg. Bun. Da, aparent asta se întâmplă. De asemenea, am foarte mult de curățat aici. Mă, numai mie mi se pare că... Ok, bagi toată mizeria într-o găleată, da? După care... Dacă vergi găleata și iei toată mizeria de jos și o pui iar în găleată, găleata nu mai e atât de murdară pe cum era înainte, știi? Hai mă, treci acolo și arzi. Cred că numai eu am observat chestia asta. De asemenea, hârtiile astea, cred că... Ce zice? This year I want the new Anarchy Boy comic, a new... nu, stai, asta e pentru Mr. Santa Claus. Da, dar vreau ceva cu final notice. Ce asta? Urgent, Mr. Claus. It is with heavy heart and willing pocket that we regret to inform you that you are being sued in the amount of $250,000. The claims are as follows. Destruction of property, damages, emotional suffering, public disturbance and obscenity. Apparently, your reindeer had defecated across a house or houses as they passed by the area.